Salutare tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Analiza Tehnică SUA. Astăzi vom analiza Apple, dar după cum bine știți și așa cum scrie și în ziarul Bursa, astăzi Bursa din America a fost închisă pentru a sărbători ziua președinților. Și dacă vă interesează această scurtă istorie, puteți citi acest articol din ziarul Bursa de chiar de pe 18 februarie. Bun, revenind la analiza noastră, astăzi voi analiza Apple și încă o companie, XLC, pe care eu am găsit o oportunitate de intrare pe time frame-uri mai mici, și anume pe H4, pe Apple. După cum v-am spus la început, eu sunt un trader și nu un investitor. Tranzacționez pe termen scurt de o zi, două, trei, înmarchez profitul și bag bani în buzunar. Ca dacă nu știți ce anume înseamnă, eu nu investesc pe termen lung de zile sau săptămâni, ci, de exemplu, în acest caz, presupunem că eu intram long în această zonă, da? Marcam profitul undeva pe aici, mă bucuram de banii care intrat în buzunar și după orice creștere într-un trend ascendent, evident că prețul va coborâ și prefer să intru din nou la cumpărare când acest trend descendent se finalizează. Dacă, de exemplu, rămâneam cu banii în buzunar, în acțiuni și prețul cobora, cam aici aveam, să spunem, 3 sferturi de bani, 3 sferturi din suma din profitul meu erau pierduți, chiar dacă, să spunem, că nu-i marcam. Și din punctul meu de vedere prefer să adun ban cu ban. Eu tranzacționez CFD-uri pe americani și îmi permit să intru și short și pot câștiga bani și din shorturi, deci pe scădere, deci intru la cumpărare, câștig bani pe acest swing, câștig bani pe acest swing descendent, mă pregătesc de cumpărare și câștig bani pe long, deci nu intru și rămân acolo, deoarece dacă faceți o simplă adunare și vedeți câți pips sau, mă rog, în cazul nostru, câți dolari are un swing pe trend ascendent, pe trend descendent, din nou pe trend ascendent, veți vedea câți bani se pot câștiga în comparație doar dacă ai o singură tranzacție și evident că gândiți-vă că în acest caz, da, suntem pe 3 anuare, să spunem că marchezi profitul, ești prea norocos să prinzi maximul, deși se poate și o să vă arăt și cum. Dar gândiți-vă că aici, să spunem că ai, nu știu, 500 de dolari, ai câștigat profit. Dar pe 3 anuari ai bani în cont nemarcați pe această companie. Dar prețul coboară, coboară, coboară și undeva pe 24 ianuarie, deci timp de 3 săptămâni, tu ai, nu știu, mai ai vreo 150 de dolari în cont și de-abia aici începe prețul să crească. Mie mi se pare, mă rog, eu sunt mai pragmatic și prefer să prind tot ce mișcă să câștig bani și nu investesc pe termen lung. Și din acest motiv, acest canal se adresează celor care vor să câștige bani mulți într-un timp foarte scurt. Și din acest motiv, eu mereu aleg și postez anumite acțiuni care mie îmi dă semnal de intrare în piață, fie long, fie short. Repet, eu tranzacționez și CFD-uri, deci cu levier, deci câștig bani și pe short. Și eu vă arăt pe termen scurt de 2, 3, 4 zile o creștere sau un câștig fie pe creștere, fie pe scădere. Deci acesta este stilul meu pe acest canal și n-o să mă vedeți că o să-mi spun intru acum și mă trezesc peste, nu știu, 5 luni, 7 ani să marchez profitul, pentru că nu cred în așa ceva. Și v-am spus, faceți un calcul, luați 3 swing-uri, ascendent, descendent și deși, din nou, hai să, dar nu vreau să pierd timpul acum, hai să facem doar această chestie. Mă rog, faceți noastră calcul ca să nu pierd timpul
Și haideți să începem această etichetare. După cum știți, eu etichetez fiecare val și subval sau fiecare swing, atât în sens ascendent, cât și în sens descendent, pe trenduri up și trend down. Și în funcție de această etichetare, eu îmi dau seama unde se află prețul acum și încotro se va îndrepta și, evident, intru la cumpărare conform analizii. Și haideți să începem această etichetare acestui grafic pe Apple. Și avem 0, avem 1, avem 2, avem 3, avem 4 și ați ghicit, avem un 5 aici. Un moment să scap de acest, punem culoarea roșie, punem Millennium, debifăm acest wave, perfect. Deci din start ați ghicit că eu de aici încolo mă aștept la o creștere și chiar poate fi o creștere de cel puțin 20 de dolari pe o acțiune. Acum fiecare își face socotelile. Dar haideți să etichetăm, să vedeți cât de frumos se poate împlini Elliott Wave pe acest grafic. Sau mai exact și pe acest grafic. 4, 5. Punem 5 aici, punem culoarea setting. Punem culoarea galbenă. Și, evident, debifăm și coborâm în grad, punem sub Millennium. Aici avem un ABC. Acest val corectiv îl vom nota cu un ABC, deci cu litere și nu cu cifre, că așa spune teoria și nu că vreau eu. Vom pune culoarea albastră. Perfect. Aici putem din nou să etichetăm și vă arăt imediat de ce este atât de important această etichetare, pentru că, așa cum am spus la început, fiecare etichetare îmi arată încotro se află prețul. Dacă eu știu că aici suntem într-un val 3 și vedeți că a fost un val destul de ascuțit, destul de abrupt, eu știu că urmează un val 4, ceea ce s-a și întâmplat. Și din această zonă, unii poate cred că prețul începe să coboare în jos. Eu știu că după 4 urmează 5 și eu intru la cumpărare când alții intru short. Și din nou acest val 5 pe timeframe-urile de 5 minute poate fi divizat în alte 5 subvaluri și pot piramida, pot intra de două, cel puțin de două ori, doar pe acest trend, după ce deja am cumpărat această zonă la final de val 4. De aceea este atât de important această etichetare, care pentru voi poate pare foarte plictisitoare, dar ea are un rol extraordinar de important. Bun, am ajuns la final de val 3, din nou după o creștere destul de mare, de, să spunem, 31%. Evident, urmează o corecție. Haideți să o și etichetăm. Și astfel am finalizat valul 4. Și după valul 4, așa cum am spus, pe aici undeva urmează un val 5. Cu aceasta finalizăm acest trend ascendent, acest trend up. Și atunci haideți să etichetăm și acest val. 3ABC4 5. Și dacă mâine piața nu va reacționa, sau eu știu dacă la noapte se va întâmpla ceva în conflictul sau tensiunea între Rusia sau Ucraina, sau dacă va fi o știre negativă,
Evident că această analiză se invalidează, dar dacă prețul începe să crească mâine, atunci aveți în vedere acest scenariu unde se poate intra foarte simplu la spargerea acestei linii de trend. Vă arăt și săgeata. Punem culoarea verde. Verde, verde. Da, și teoretic ar fi în joc jur de $20 pe acțiune. Mulțiți cu câte acțiuni vreți să cumpărați. Asta dacă le cumpărați în mod clasic pe bursă și nu prin CFD. Și vă faceți un calcul, cam aici undeva văd eu în jur de $190 ca prețul să întoarcă și acest trend up care a început undeva din octombrie va începe să coboare, nu mult, dar pentru aceasta trebuie să fac din nou o analiză pe time frame-urile mult mai mari, dar pe noi ne interesează acest profit, pe mine mă interesează acest profit să prind acest long. Dacă nu se va întâmpla mâine și va deschide cu un gap foarte mare în jos, asta nu avem nici știu cum va reacționa piața, ce se va întâmpla în această noapte, mâine dimineață, ce știri va fi, ce mai face Biden, ce mai face Putin și alți președinți, nu? Că ei mai fac un alt. Bun, aceasta ar fi analiza mea pe Apple. Vă rog să o luați în considerare, să vedem dacă avem norocul și nu se întâmplă nimic ca și știri, mă rog, politice sau economice sau ceva să fie o știre negativă foarte puternică, avem în vedere acesta. Dacă prețul va coborâ, evident că vom reactualiza graficul și din nou vă voi oferi o altă oportunitate. Hai să punem aici o altă culoare. Parcă nu. Că avem verde de la săgeată. Mă rog, nici nu prea am ce să aleg violetul. Bun, dar avem la vedere acest aspect. Dacă totul este ok, avem șansa să prindem un profit frumos de vreo 10% sau $20 pe acțiune. Bun, aceasta este acțiunea pe H4, da? Pe graficul de H4. Fiecare bară reprezintă 4 ore, deci cumva ne-am duce spre vineri, probabil, sau poate mai repede, cine știe, pe această acțiune și putem marca un profit frumos în buzunar spre sfârșitul săptămânii, deoarece consider că prețul va începe să coboară și eu întotdeauna marchez când știu, după anumite metode, că prețul se va finaliza. Bun. Bun. Revenind la o... Mergem și căutăm o altă acțiune pe care eu am făcut analiza. Companie tot americană. Dacă vă sunteți interesați de analiza fundamentală, efectiv puteți intra pe Yahoo Finance și acolo aveți tot ceea ce vă interesează. Pe mine nu mă interesează analiza fundamentală pentru că eu tranzacționez pe termen scurt și pentru orice știre negativă care se poate întâmpla într-o zi, am stop loss și sunt ferit de orice lucru negativ. Aceasta este frumusețea CFD-urilor, pentru că în comparație cu bursa clasică, care dacă se întâmplă ceva, o veste negativă poate scădea cu 5, 7, 10, 20% într-o zi, pe CFD-uri îți selectezi SL-ul cât vrei să pierzi, atât cât ești confortabil cu acea pierdere. Bun. Observăm că avem un trend descendent și consider că, din punctul meu de vedere, acest trend se va finaliza, este la final și consider că avem o bună oportunitate de a intra long când acest trend se va termina și putem câștiga bani foarte frumoși și pe această companie și haideți să și etichetăm acest grafic. Avem 0WXY
Debi Firm Wave. Vom lăsa culoarea albastră. Pare frumoasă și intensă. Acest W și acest X este format din trei valuri corective, și anume ABC, A, B și C-ul vom pune aici. Elliot-ul, de adevăr, este foarte greu, dar extrem de precis, extrem de practic și veți aduce rezultate foarte, foarte bune. Punem culoarea galbenă pentru că, v-am spus, în funcție de etichetarea trecutului, poți să știi unde te afli în prezent și atunci știi unde se va duce prețul și poți calcula și un target ABC și mai mult de atâta nici nu există să-ți arate unde se duce prețul și unde poți să marchezi și unde pui stop loss-ul ca să nu pierzi bani. Deci este cea mai bună metodă de analiză din punctul meu de vedere care poate exista până acum pe această planetă, dacă pot spune așa. Și avem din nou un A, B și valul C. Aici, dacă vreți să mergem și mai în profunzime, avem 1, 2, 3, 4, 5. Vom schimba culoarea. Vom coborî și gradul. Punem intermediar. Vom pune o culoare. Ia să vedem cum arată aceasta. Este perfectă cărămizie, nu? Zic și eu. AB. Și aici avem un triunghi care se poate finaliza. Se cheamă Eddying Diagonal în teoria Elliot. Și din această zonă mă aștept ca prețul să urce destul de mult, deci se poate intra la cumpărare, la spargerea. De exemplu, cel mai bine ar fi aici. Punem culoarea verde, pentru că trendul va fi ascendent și vom pune culoarea verde. Și mă aștept la o creștere foarte frumoasă, în funcție și de revierul care le aveți și de banii care vreți să investiți. Deci cam aceasta ar fi direcția pe care eu o dau și pe această companie și este bine să o aveți în vedere și această analiză pe această companie. Dragii mei, aceasta este analiza mea pentru această zi. Vă doresc o zi minunată, spor la bani și să ne revedem cu bine la următorul meu video. Și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, vă invit să apăsați acest buton roșu, abonează-te, să dați click pe acest video și apoi pe acel clopoțel pentru a primi notificări ori de câte ori postez un nou video. Până la următorul meu video, la următoarea mea analiză, vă doresc tot binele din lume și, evident, pace pe pământ. Numai bine!